Natura a mai respirat în aceste două luni, cât timp oamenii au stat în casă la propriu, însă odată cu ridicarea stării de urgență par să se reia și vechile obiceiuri. Iar cum parcurile au fost redeschise, ele au fost și primele care s-au lovit de nepăsarea și indolența unora. Oazele de liniște și verdeață s-au transformat în tomberoane pentru mulți, unde au reapărut covoarele de coș de semințe, resturi de mâncare sau peturi. Culmea este că astfel de acțiuni contra bunului simț sunt făcute în principal de tineri. În primul weekend, fără restricții, foarte mulți severineni au ieșit prin parcuri pentru a se bucura de relaxarea pe care au așteptat-o de mai bine de două luni. Ceea ce au uitat mulți este să ia la ei bunul simț. Mai toate oazele de verdeață care au respirat câteva săptămâni cât oamenii au stat acasă s-au transformat brusc în tomberoane. Pe jos au fost aruncate de la coș de semințe până la sticle de alcool și multe alte deșeuri. Culmea este că aceste fapte le fac adesea chiar tinerii. Așa sunt învățați. 7 ani de acasă nu prea iau. Iasă, băi, sara, băi, mi-e prăpăt veci. Ce credeți că ar trebui părinți? Făcut? Păi ce să facă? Ce să le mai poți face? Eu chiar nu-i suport pe acești oameni. În acest weekend s-au aruncat foarte multe semințe și alte peturi. Da, da, poliția locală să-și facă, să umble, să-i vadă, să-i amendeze. Chiar și prin pădure e dezastru. E dezastru, atâta nesimțire, ce n-am văzut în viața mea. Nu știu. Trebuie să primăria să pună poliția să în civil, nu ca să se poată să ducă la el să legitimeze și să-i dea amendă. Păi ce să le fac? Vi se pare un comportament normal? Păi și normal. Trebuie să fie administrat. Ar trebui amendați, nu? Amendați. Polițiștii locali avertizează că amenzile pentru aruncarea deșeurilor sau resturilor pe domeniul public pot ajunge chiar la 2000 de lei. În conformitate cu hotărârea de Consiliul Local numărul 220/2011 republicată, consumarea semințelor de floarea soarelui sau de dovleac în locuri publice, dacă prin aceasta se produce murdărirea lor, se sancționează cu amendă în cuantum de la 1000 la 2000 de lei. Conform legii, murdărirea domeniului public sau distrugerea mobilierului urban se sancționează cu amendă în cuantum de la 1500 la 2500 de lei.